Invitatul dimineții în matinalul RFI, suntem la 9 și 23 de minute, cum vă spuneam și puțin mai devreme, în studioul nostru, candidatul PNL la primăria Capitalei, domnul Cătălin Predoiu, față în față cu Cosmin Rușcior. Bună dimineața! Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor! Bună dimineața, domnule Predoiu, mulțumesc că sunteți în studioul RFI. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Înainte să intrăm în detaliile programului dumneavoastră politic și înainte să vă întreb care sunt soluțiile pentru problemele Capitalei, aș vrea să vă întreb care este miza politică acestui scrutin în Capitală, cel puțin în opinia dumneavoastră. Principala miză politică este continuarea sau stoparea unei administrații PSD care a condus 7 ani și jumătate orașul cu rezultatele pe care le vedem cu toții. Sunt rezultate necorespunzătoare așteptărilor cetățenilor. Sunt rezultate care vin în flagrantă contradicție cu promisiunile făcute și nu mă refer doar la cele exotice de tipul autostradă suspendată, mă refer la cele care vizează probleme reale și concrete ale cetățenilor Capitale, începând cu traficul. Miza este de asemenea stoparea corupției care a înflorit în guvernarea locală PSD Oprescu și introducerea unor reguli foarte dure de integritate în primărie. Cetățenii au în primul rând dreptul să-și vadă banul cheltuit cu corectitudine și cu eficiență și nu jupuit, jumulit, spălat și intrat în buzunarele diverselor tipuri de mafii care au crescut în jurul primăriei Capitalei în mandatul domnului Oprescu, mandat sprijinit de PSD. Deci este o miză a jocului PNL-PSD, o miză care vizează însă interesul concret al cetățeanului. Asta este miza politică. Există însă și o altă miză care ține de bună administrare a orașului. Și aici cred că trebuie să deplasăm discuția care am văzut că se poartă în prima jumătate a campaniei de la ceea ce trebuie să facem și la cine trebuie să facă și cine poate face. Pentru că nu e de ajuns să spunem ce trebuie să facem. Haideți să fim onești cu noi înșine și cu cetățenii. Studiile, rapoartele, programele, cercetările sociologice, toate ne indică foarte clar problemele Capitalei în ordinea lor de prioritate pentru cetățeni, începând cu traficul, o spun a doua oară, continuând apoi cu problema încălzirii, problema siguranței în blocuri, problema școlilor, a spitalelor și așa mai departe, a spațiilor verzi, a poluării aerului. Toate aceste lucruri sunt cunoscute. Este vorba despre ce trebuie să facem. Și soluțiile de asemenea sunt cunoscute. Le veți regăsi practic în mai toate programele promovate de către toți candidații. Cred că marea miză este aici să răspundem la întrebarea cine poate face toate aceste lucruri, cine poate conduce o birocrație a primăriei extrem de complicată, cine are experiența lucrului politic, cine are experiența dezvoltării economice, cine are experiența legilor, cine are experiența relaționării cu mediul politic, cu mediul de afaceri, cu mediul internațional, investițional. Deci cine poate prezenta garanții personale, decurgând din activitatea anterioară, că programele pot fi duse la întâlnire. Altminteri, rămânem la un concurs de programe și la un concurs de memorizare. Mă uit la toți candidații cum afișează în mod corect tot felul de priorități, memorează corect soluțiile, ascultă sfaturile experților din jur, dar nu cred că este niciun concurs de frumusețe, niciun concurs de bună comunicare, niciun concurs de memorare. Este până la urmă vorba de o alegere pe care cetățenii trebuie să o facă plecând și ajungând la această întrebare esențială. Când se va termina campania, când se va trage linie, de-a doua zi, cine va conduce primăria? Cine e capabil să o facă? Vorbeați un pic mai devreme, domnule Predoiu, despre guvernarea locală PSD Oprescu, dar ca să fim cinstiți până la capăt, au existat și perioade în care Capitala a fost condusă de PNL, adică au fost perioade în care majoritari în Consiliu au fost liberali, a fost chiar un primar interimar liberal, domnul Sava. Da, vorbim de o perioadă de câteva luni de zile în care colegii din primărie au încercat să accelereze proiectele blocate
de către primăria Oprescu, spre exemplu Piața Sudului. S-a ajuns până acolo încât primarul interimar Sava și-a făcut un birou pe șantierul pasajului de la Piața Sudului. Este un caz școală, dacă vreți, de ineficiența primăriei generale Oprescu. S-au pierdut fonduri europene peste 100 de milioane și s-au pierdut din cauza unor întârzieri. S-au amânat succesiv termenele și nu este singur obiectiv. Prelungirea Ghencei este un act obiectiv promis succesiv de către primarul Oprescu, blocat și accelerat acum. Metrou, de asemenea, sigur că ține de guvern, dar până la urmă ajung și la conduita primarului, care poate impune guvernului prioritățile Bucureștiului. Nu mai vorbim de celelalte probleme care țin de contracte care nu au fost încheiate la timp pentru că nu s-au făcut procedurile de licitație și acum s-a ajuns în situație limită de a se face încredințări directe. În mod reflex, lumea arată cu degetul spre administrația interimară, dar trebuie să te uiți în spate să vezi că cel care a greșit a fost Oprescu, a fost PSD care a prelungit aceste termene fără să ia măsurile de organizare a licitațiilor. Deci sunt o serie de proiecte care au fost deselenite și care au fost împinse, dacă vreți, înainte de către această administrație. Fim serioși, problemele Bucureștiului se duc direct la cei 7 ani și jumătate de administrație Oprescu, administrație complet ineficientă. Jumătate din parcul de transport public, fie că vorbim de autobuze, fie că vorbim de troleibuze sau de tramvaie, este inutilizabil din cauza lipsei reparațiilor și a investițiilor, lipsa de management, problema Radet a trenat atâtea ani de zile și s-a ajuns la 800 de milioane din nou euro datorii față de Elcen, lipsa lucrărilor de tehnologizare și de reparația instalațiilor de distribuție și a țevilor. Deci un colaps efectiv. Citind toate aceste surse de informare, rapoarte, studii ale primăriei și nu numai, proiectele primării, stadiul lucrărilor, vă spun că în detaliu tragi concluzia aceasta. Mă întreb ce Dumnezeu a făcut Oprescu în acești 7 ani și jumătate. Știu că un primar care a fost simpatic are priza la oameni, cum să spune, nu asta este problema. Bun comunicator ca și doamna Firea, că asta este temerea și pericolul, după părerea mea, din nou să nu ne trezim cu un comunicator care comunică și atât, sau comunică ceea ce n-a făcut în termeni atractivi. Deci domnul Oprescu, bun comunicator, dar foarte slab administrator. Și dacă ar fi fost numai asta, parcă, hai să spunem că lucrurile ar mai fi mergi de la sine, că e și Consiliul General acolo, sunt și primările de sector care au grijă de anumite segmente din București, de sectoare. Problema este însă a corupției, problema este a lipsei de integritate, problema este a jefuirii banului public și peste toate astea, dacă vreți, a lipsei unei viziuni de dezvoltare a Bucureștiului. Foarte puțin vorbim de această viziune, adică, dacă vreți, o altă miză a campaniei este să ridicăm puțin capul din pământ, știți cum se zice la fotbal, mai ales coordonatorilor de joc, când au mingea să ridice capul din pământ, să se uite pe teren, să vadă încotro trebuie să direcționeze jocul, nu doar cum joacă mingea pe 2 metri pătrați. Marea problemă a tuturor primarilor, exceptând poate, eu știu, 2-3 primari în urmă, mai de mult, este că nu au avut viziune, nu s-au uitat în perspectivă către ce vrem să ducem orașul. Eu vă spun că nu trebuie să ne oprim doar la rezolvarea problemelor de zi cu zi ale Bucureștiului, începând cu traficul, da, și curățenia, integritatea, trebuie să avem și o viziune pe termen lung. Ori viziunea mea asta înseamnă o dezvoltare economică frumoasă, armonioasă a orașului, care să beneficieze și cetățenilor și companiilor. Să înflorească aici economia, să înflorească afacerile, să dăm drumul unui parc industrial în nordul capitale, să atragem firme, să, dacă vreți, să valorificăm acest talent pe care îl avem în industria IT-ului și a industriilor creative. Adică eu vă Bucureștiu ca un oraș plăcut pentru locuitorii, dar și un pol economic foarte puternic, un centru economic regional foarte puternic. Apropo de asta, cum ar trebui să arate acel parc industrial din nordul capitalei? Ce facilități, de unde să vină și cu ce bani? Dacă aici vii din nou la combinarea eforturilor primăriei generale, a primarului,
cu ale guvernului și ale parlamentului, poți amenaja un statut acestor companii care investesc în București și care să fie foarte atractiv pentru ele să investească. Poți atrage capital, poți atrage forță de muncă și dacă generezi acest cerc virtuos, atunci efectele vin de la sine și profiturile nu rămân doar la companii, ele se distribuie sub forma salariilor, se distribuie sub forma dividendelor reinvestite, se distribuie sub forma taxelor plătite inclusiv primăriei și nu numai taxelor la bugetul de stat. Deci beneficiază toată lumea, după părerea, dacă afișezi această viziune pro-business și pro-dezvoltare economică și dacă știi și cum să o vinzi și local, companiilor locale, dar și regional și chiar mai departe internațional. Poți să faci această atragere de investiții directe. E una din temele, în pilonii principale ai programului meu, care se diferențiază față de cel al contracandidaților, pentru că mă pricep la acest lucru. Vorbeați mai devreme despre corupția din Primăria Capitalei. Acolo, potrivit procurorilor, cel puțin există rețele bine organizate de infractori în care fostul primar, domnul Oprescu, era doar un pion. Cel puțin asta ne arată rechizitoriul procurorilor. Cum veți reuși să demontați aceste rețele bine înrădăcinate? În primul rând trebuie dat semnalul politic. Îl dau de pe acum din campanie și o să-l dau de când pun piciorul în primărie. De la prima ședință le spun foarte limpede. Aveți de ales, ori lucrați cu mine pe calea legii, ori vă veți duce toți către pușcărie, pentru că avem deja un aparat de stat pe zona justiției care funcționează. Și treaba acelui aparat să facă această curățenie, treaba mea este să fac curățenie din punct de vedere administrativ și să dau semnalul politic că nu se mai fură în primărie. Nu se mai fură, să-și coasă buzunarele toți, așa cum au crupierii la cazinouri, buzunarele cu sute. Cât timp stau un mandat cu mine? Cine nu înțelege lucrul ăsta zboară direct pe ușă, ca să fim civilizați și nu direct pe geam. Da? Numărul 2. Transparentizat imediat toate procedurile primăriei, nu doar cheltuielile efectuate, ci și procedurile de licitație și planurile de investiții pe termen mediu și lung și contractele încheiate, astfel încât toți cei care doresc să supravegheze activitatea primăriei să o facă fără dificultăți, să nu trebuiască să se strângă vrafuri de cereri de informare publică la care să răspundă sau nu când vor funcționarii. Nu. Vedeți, acum dacă vă uitați la primărie, are pereții de sticlă, dar sticlă prin care nu se vede nimic. E o sticlă neagră. E, pereții aia trebuie să devină transparenți. Veți face un control, un audit, ce anume, odată ajuns primar, dacă ajungeți primar? Sunt audituri care se fac în virtutea legii, inclusiv de către alte instituții, dar fără îndoială că trebuie în prima etapă auditate și evaluate nu numai aceste proceduri, dar și stadiul tuturor lucrărilor. Una dintre priorități va fi să accelerăm toate proiectele începute și nefinalizate. Am exemplificat deja două, mai sunt și altele, și pasajul Ciurel și mai departe. Dar există și lucrări care au fost continuate în ciuda unor decizii ale instanțelor care spuneau că acele proiecte trebuie oprite. Da. Ce veți face cu ele? Știți, aici am un alt avantaj, că pot să mă uit cu un ochi de jurist asupra acestor proceduri. Încă vreau să știu și eu dacă într-adevăr interesele primăriei au fost apărate cum se cuvine, dacă s-au luat cele mai bune soluții, dacă s-au găsit căile procedurale astfel încât să nu rămânem blocați în instanță cu lucrările de investiții. Deci toate lucrurile astea trebuie să aibă și un ochi de profesionist asupra lor. Că eu am învățat din experiență, există totdeauna o soluție. Orice problemă are o soluție. Și respectând justiția, și respectând dreptul cetățenilor care, mă rog, se văd expropriați, să trebuie făcute lucrurile profesionist. Și pentru asta trebuie să ai anumite experiențe și calități să nu te ducă de nas birocrația. Pentru că degeaba ești bun comunicator, degeaba ești un bun om de televiziune, dacă te duce de nas birocrația, nu e în regulă. Uneori comunicarea unui candidat contează mai mult. Și carisma, contează popularitatea în orice lui caz în campanie. Pentru asta alegători. Da, dar știți, a doua zi și asta invit pe bucureșteni să gândească, să reflecteze la acest lucru. Da. A doua zi, după campanie, vin problemele pe masă. Și acolo nu-ți mai ajunge doar comunicarea. Acolo trebuie să știi cum să face. E ca și când pui un bun comunicator să joace fotbal. E foarte bun comunicator până intră pe teren. Pe teren îi vine mingea la picior. Ce face cu ea? Că nu poate să comunice cu mingea dacă nu o lovește.
Aici este marea încercare, dacă vreți, pentru bucureșteni în aceste alegeri. De data asta să aleagă omul care are datele necesare să conducă o birocrație și care a mai demonstrat, conducând birocrații, că a ajuns la rezultate, a dus lucrurile la bun sfârșit. Există primari cu probleme în justiție care candidează în continuare, legea le-o permite, alegătorii sunt de partea lor, cel puțin până la această oră, vom vedea ce va ieși de la vot. Cum vă explicați asta? Vedeți, gradul mare de sprijin. Vedeți că eu nu anulez complet rolul pozitiv al comunicării. E bine, aici ar fi bună comunicarea. Aici contracandidații acelor primari trebuie să facă un efort de comunicare, să explice cetățenilor faptul că anumite rezultate pozitive în activitatea acelor primari nu justifică și nu pot anula problemele de integritate. Întrebările care se pun asupra onestităților. Spre exemplu, eu înțeleg că Robert Negoiță a făcut acolo câteva lucrări de infrastructură și poate cetățenii spun, dom'le, e în regulă, ne-a făcut, nu știu, două borduri și a plantat trei copaci. A reabilitat termic, nu știu, X blocuri. Și un parc Iore cu câteva etaje mai sus decât așa. Central Park din New York, okay. Spunea dânsul. Dar, haideți, cetățenii sectorului, trebuie să ne uităm și la raportul Curții de Conturi. Pentru că știți ce înseamnă lucrul ăsta? Că domnul Robert Negoiță avea la dispoziție resurse să facă de trei ori mai mult decât a făcut. Sau la ce a făcut la costuri jumătate din cât a făcut. Aceia sunt banii cetățenilor. Și atunci întreb, ce garanții avem că în viitorul mandat scăpat și de chingile campaniei și de tensiunea alegerilor și de această încercare a reînnoirii mandatului, domnul Negoiță nu ia, Robert nu ia de la capăt să facă acest lucru. Deci trebuie un efort de comunicare să explicăm cetățenilor faptul că un primar ți-a făcut un parc, dar te-a furat de trei parcuri, nu este un lucru bun. Primarul care ți-a făcut un parc și te-a furat de trei parcuri, e un primar care n-are ce să mai caute la primărie. Și să dăm o șansă și altora tineri, cum e acolo Pocora, Cristina Pocora, care e un om tânăr, un om talentat și care poate într-adevăr să gestioneze corect primăria. Vorbeați mai devreme despre faptul că una dintre cele mai mari probleme ale capitalei o reprezintă traficul și că asta v-au spus de altfel și cei mai mulți oameni cu care v-ați întâlnit acolo. Care ar fi soluția de bază? Pentru că s-au mai aplicat diverse strategii, s-a vorbit de-a lungul timpului de acele semafoare inteligente, da, care s-au dovedit a nu fi de fapt foarte inteligente. Hai să vedem care a fost greșeala fundamentală pentru care nu s-a rezolvat sau care a cauzat probleme de trafic în București, și anume că s-au abordat soluții punctuale. Ori, cheia rezolvării problemei este viziunea, modul în care vrei să o rezolvi. Da? Ori, aici eu vin și spun, trebuie să rezolvăm integrat problemele de trafic. Degeaba finalizez pasajul sudului dacă mie guvernul stă și nu-mi termină autostrada de centură. Degeaba am terminat guvernul autostrada de centură dacă nu îmi face și metrou drumul Taberei Eroilor, mai departe Universitatea Iancului. Degeaba rezolv metrou dacă eu nu fac cumva în oraș acest operațional, acest sistem de management al traficului și nu dau drumul la banda unică pentru RATB, taxiuri, poliție, salvare, pompieri, smurți și așa mai departe, urgențele, da? Acolo unde se poate, acolo unde se poate. Degeaba rezolv toate lucrurile acestea dacă eu nu reabilitez și managerial și funcțional RATB-ul, spre exemplu. V-am spus că sunt 1100 și ceva de autobuze, 676 sunt funcționale, restul nu sunt funcționale. Din 1000 de autobuze Mercedes la fel, jumătate sunt nefuncționale. Deci, degeaba fac toate lucrurile pe rând dacă nu plec cu ele să le integrez. Sigur că există priorități în funcție de urgență. Una din urgențe, v-am spus, e pasajul Piața Sudului, dacă nu terminăm în iunie, atunci trebuie să rambursăm și banii primiți, pe lângă ce n-am pierdut, n-am absorbit, rambursăm, dăm Europei înapoi și banii pe care i-am absorbit pentru proiect. Deci e o urgență, spre exemplu, în plan imediat. Dar vizionar, global, noi trebuie să integrăm soluțiile acestea, pentru că ele numai combinate pot să aducă un bun rezultat. Și iarăși vin și exemplific.
E inutil să faci piste de biciclete dacă nu rezolvi și celelalte probleme de trafic, cum ar fi sistemul de management, autostrăzile în jurul capitalei. Dar asta ar însemna inclusiv să fiți pe undeva la mâna guvernului, care poate își face alte calcule politice, alte strategii. Guvernul să înțeleagă că pe undeva el e la mâna Bucureștiului, pentru că dacă Bucureștiul nu se dezvoltă, guvernul ăsta nu o să aibă resurse să dezvolte România fără un motor ca București. Să fie limpede și o spun pentru toată țara aici. Am mers cu piciorul, dacă vreți, din localitate în localitate, din comunitate în comunitate. În ultimii ani am bătut toată țara. Campanii, vizite și așa mai departe. Respect absolut toate comunitățile locale din țară. Dar trebuie să dăm București ce iar Bucureștiului. Și trebuie să renunțăm la această modă de a culpabiliza Bucureștiul, bucureștenii, să-i facem mitici și așa mai departe. Bucureștiul este un motor important al României. Fără București, România nu se poate dezvolta. Deci eu pun pe altfel problema domnului prim-ministru, care ar fi acest prim-ministru. Să ia aminte că Bucureștiul dă peste 20% din PIB și că, în urmare, Bucureștiul trebuie să fie prioritar pe agenda guvernului. Să-și preseze subordonații ministrul transporturilor, cei de la CNDR, să găsească soluții, să urgenteze procedurile, să aloce banii, să finalizeze șoseaua de centură și metrou cât mai repede. Dacă vrem să dezvoltăm România, nu poți dezvolta România fără să dezvolți Bucureștiul. Deci e puțin invers aici. Eu am fost în guvern și am văzut cu prisosință absența primarului din clădirea guvernului. Eu dacă sunt primar, eu vă spun, eu sunt săptămânal acolo. Să întreb ce se întâmplă, domnul prim-ministru. Ce mai e cu aia, ce mai e? Hai să cooperăm. Hai să facem proiectele astea până la capăt. Indiferent cu cine stau de vorbă. Găsesc căile necesare să vorbesc cu oricine pentru București. Am această experiență. Cătălin Predoiu, sunteți candidatul PNL la primăria capitalei. Aș vrea să avansăm cu discuția. O altă temă importantă o reprezintă reabilitarea clădirilor vechi, clădiri de patrimoniu din București. Sunt foarte multe care se prăbușesc practic sub ochii bucureștenilor. Ce soluții vedeți aici? Deci aici, în primul rând, că sunt două aspecte. În primul rând, vorbim de cele cu risc seismic. Asta este mult mai importantă pentru că avem 300 și ceva de clădiri încadrate în risc seismic, alte 300 și ceva în gradul 1, alte 300 și ceva în gradul 2. Acum un studiu recent le-a calificat pe toate ca fiind de gradul 1. Eu m-aș duce aici către din nou urgentarea cooperării cu guvernul și parlamentul, să modificăm legislația astfel încât să creăm acele pârghii procedurale, să reabilităm clădirile urgent din punct de vedere a riscului seismic. Fonduri sunt, numai că trebuie să urgentăm procedurile. Primăria iar este, n-a făcut de ani de zile, n-a făcut nimic în acest domeniu. Este, cum să spun, negligență criminală. Ce s-a întâmplat cu acest proiect stagnat, oprit, neglijat de către administrația Oprescu. Deci e o prioritate a mea asta. În ceea ce privește clădirile de patrimoniu trebuie recuperate, pentru că trebuie să recuperăm memoria arhitecturală a Bucureștiului. București a avut școală de arhitectură și mergând la pas prin oraș poți să constați acest lucru dacă privești atent la oraș. O constată foarte ușor cei străini de București și, dacă vreți, străini de România care vin și vizitează Bucureștiul, care se uită atent la oraș și remarcă de multe ori mai mult decât noi frumusețea ascunsă a orașului. Aș vrea să readucem această frumusețe în fața bucureștenilor și fără îndoială primăria va găsi fonduri și pârghii procedurale pentru a face acest lucru. Dar cu siguranță, cum spuneați, nu ține doar de primărie. Iarăși mă întorc la colaborarea și comunicarea cu executivul. Și nu numai cu executivul, pentru că aici trebuie să depășim dacă vreți nivelul anilor 90 în care fiecare își făcea fișa postului. Primarul spunea, am luat votul și fac ce cred eu la primărie, guvernul la fel, la guvern și mai departe. Deci dincolo de această colaborare, eu văd o colaborare și cu asociațiile profesionale, de arhitecți, de artiști, cu bucureștenii. Sunt un primar care va consulta permanent bucureștenii. Nu numai stând pe stradă, pentru că și asta e important, să dai mâna cu oamenii, stai de vorbă cu ei, să le arăți că ești aproape și că realmente conduci orașul din mijlocul lor. Dar este importantă și colaborarea structurată pe asociații profesionale. De acolo o să ne luăm soluție. De la oamenii care sunt de meserie, de specialitate, pe ei nu i-a ascultat nimeni.
pe arhitect nu i-a ascultat nimeni, pe restaurator nu i-a ascultat nimeni. Am stat de vorbă în biroul meu acum 3 zile cu un profesor de arhitectură, mi-a adus 2 lucrări, 2 monografii despre arhitectura veche a orașului, mi-a relatat, e profesor inclusiv la universitate, da? Mi-a relatat un dialog pe care l-a avut cu primarul Oprescu despre piața Matache Măcelaru, s-a dus la dânsul în birou, i-a explicat, i-a dat soluția, domnul primar i-a spus, e în regulă, excepțional, a doua zi s-a dărâmat piața. Deci, sunt soluții dacă ești onest. Oamenii vor veni și dacă te ții de cuvânt, vor veni în continuare lângă tine cu soluții. Eu sunt un om care mă țin de cuvânt și știu să aduc oamenii lângă mine ca să duc proiecte până la capăt. O temă sensibilă care a fost în spațiul public în ultima perioadă, domnule Cătălin Predoiu, a fost proiectul moscheii din capitală. S-a vorbit foarte mult pe această temă, sunt dezbateri mai degrabă emoționale pe acest subiect. Cum le priviți? Și susțineți, ați susține un astfel de proiect? E un subiect pe care tocmai că nu trebuie să-l privim emoțional. Și vă spun din postura unui om care are 2-3 prieteni foarte buni de religie musulmană. Nu este un proiect oportun acum. Musulmanii se bucură în România ca și celelalte minorități religioase de drepturi maxime, la standarde maxime în Uniunea Europeană. Lumea poate să învețe de la noi, de la români, cum ne tratăm minoritățile. Și este în regulă ce se întâmplă la ora asta în România și care e stadiul exprimării acestor drepturi. Deci nu cred că e o problemă de oportunitate în acest moment și vă spun ceva, nici musulmanii din România nu o văd ca o problemă stringentă pentru ei. Când sunt suficiente lăcașuri de cult, viața o va spune dacă va fi vreodată oportun sau nu. Viața o va spune. Și trebuie să privim foarte atent la comunitatea musulmană din România și la ce spune ea. Și veți vedea că sunt moderați, au suficiente lăcașuri de cult. Eu vorbesc de oamenii din rândul comunității. Dar de multe ori trebuie să te uiți direct și să vorbești cu ei la oameni dincolo de lideri. Da? Deci, cred că nu e un subiect. Nu e, știți pentru cine e un subiect? Nu știu. Doar pentru cei care vor să pună în opoziție anumite valori și anumite orientări ale minorităților din România, ale majorității. Nu e asta subiectul. Lucrurile sunt în regulă aici. România a dat dovadă de, și poporul român, majoritatea a dat dovadă de maximă generozitate cu toate minoritățile și minoritățile înțeleg acest lucru. Aici este, dacă vreți, în acest peisaj de autoflagerare generală, încă nu reușim nimic și nu ne iese nimic, uite, asta ne-a ieșit foarte bine. Ne-a ieșit excepțional. Această comuniune între majoritate și minorități de orice tip în România. Dar, context... Dar eu sunt un om democrat care respectă minoritățile. Contextul e puțin diferit față de cel de acum 3, 4, 5, 10 ani, să spunem, nu? Adică suntem pe fondul acestui fundal imigraționist fără precedent, ar spune unii. Da. Poate de aici și sensibilitățile, nu? Dar problema cu migrația trebuie să fie rezolvată cu soluții pentru migrație, nu cu soluții din altă tablou de probleme. Și să deranjăm acolo alte lucruri. Nu, după părerea mea, lucrurile sunt bine așa cum sunt acum. Sunt unii din punct de vedere al respectului minorităților. Sunt unii candidați la primăria capitalei care spun că nu vor să vadă picior de refugiat musulman în București, ca să-i citez. Bun, este o declarație demagogică și o declarație care jignește în primul rând comunitatea de musulmani care trăiește în București la ora asta și trăiește în armonie cu majoritatea. Deci este o declarație care vădește lipsă de experiență politică și lipsă de respect față de cetățeni. Lucrurile astea se rezolvă cu cap, nu se rezolvă cu demagogie. Țin și de guvern, țin de politica externă a României în general, țin evident și de voința comunității locale, țin de un dialog politic și de soluții rațional negociate politic și între comunitatea locală și structura superioară a statului și între interesele internaționale României și cele locale. Pentru asta trebuie oameni cu experiență diplomatică, administrativă, politică, nu numai buni comunicatori și nu demagogi. Câteva întrebări foarte punctuale pe final, domnule Cătălin Predoiu. Ați accepta o dezbatere față în față cu alți contracandidații dumneavoastră? Vor fi dezbateri. Acum toți candidații sunt orientați pe contactul cu strada, cu campania în stradă, pentru că regulile de campanie sunt schimbate, sunt foarte stricte, nu poți să-ți faci publicitate stradală, e foarte complicat să te faci cunoscut, mai ales dacă intri
în competiție mai târziu cum am făcut-o eu. Dar fără îndoială că vor fi dezbateri. Am văzut temerile unora sau altora. Sunt convins că undeva de la jumătatea acestei săptămâni până către final vor fi astfel de întâlniri. Deci, nu, pentru mine e o plăcere să dezbat cu oricine. Credeți-mă, sunt format, sunt profesional, am fost avocat și pentru mine dezbaterea e o sărbătoare. O altă întrebare ar fi cât de mult va conta, în opinia dumneavoastră, fărâmițarea dreptei în capitală, cel puțin. Bun, pe domnul Ciucu l-ați convins să vi se alăture, rămâne în continuare domnul Nicușor Dan. Există și un candidat al Mișcării Populare conduse de Traian Băsescu. Ce se va întâmpla? Cât va conta acest lucru? Eu m-am adresat din primul moment cetățenilor capitalei, invitându-i să observe că votăm pe 5 iunie, ca și când votăm la turul 2 de la prezidențiale. Deci, un vot util care să oprească continuarea administrației PSD-iste la București. De ce invit la acest vot util? Pentru că pericolul continuării corupției în primăria capitalei este enorm. Eu îmi respect toți contracandidații, dar știu sigur că doamna Gabriela Firea nu va putea controla și stăpâni grupurile de interese de la vârful PSD-ului, care l-au ținut și pe Oprescu acolo, care au promovat toate afacerile și care defilează în continuare în politică cu condamnările penale agățate de gât, ca și când ar fi medalii olimpice. Pentru domnii de la vârful PSD, subliniez vârful PSD, da? O condamnare penală în altă curte echivalează cu medalia olimpică la corupție. Pentru dânsii e un merit și vor stăpâni capitala, cum să spun, cu cinism. Cu cinism, cu zâmbetul pe buze, uitați-vă la zâmbetul domnului Dragnea, cu acel zâmbet cinic pe buze vor devaliza bugetul capitalei. Doamna Firea, un bun comunicator, nu va opri acest lucru pentru că nu are experiența necesară și nu știu dacă are și voința. Vom vedea, dar chiar dacă ar avea voința, nu are experiența necesară să o facă, pentru că dacă ar avea voința asta, ar spune-o de pe acum. Le-ar spune-o public de pe acum. Domnilor Dragnea, domnilor Oprescu, spuneți-le acoliților, cu mine nu se va putea la primărie. Nu a făcut-o. A trecut jumătate de campanie și nu s-a derobat de domnul Dragnea, nu s-a derobat de fenomenul penal de la vârful PSD, nu a condamnat corupția din Ilfov, n-a spus un cuvânt despre mafia din Ilfov. Vreau să aud spunând aceste cuvinte și măcar ne punem un semn de întrebare. Deocamdată lucrurile sunt clare. A tăcut jumătate de campanie pe episodul ăsta, va continua cu această tăcere și la primărie. Vom avea o paralelă cu regimul Iliescu. În față un om amabil, zâmbitor, elegant, bun comunicator, în spate monștri corupției, lăsați să zburde în voie. Deci de aceea am cerut un vot util. Doi la mână. Am încredere în bucureșteni că au experiența politică să înțeleagă că e un vot util și să voteze pe 5 iunie ca și când votează în turul 2. Prin urmare, privesc cu optimism în continuare campania și am foarte mare încredere în discernământul alegătorilor, în discernământul celor care au opțiuni de centru-dreapta și care nu se poate să nu înțeleagă, privind la CV-ul meu, privind la activitatea mea anterioară, la performanțele concrete pe teren pe care le-am avut și în privat și în public, nu se poate să nu înțeleagă că sunt un om potrivit pentru a conduce primăria capitalei într-un context foarte complicat și foarte dificil. Încheiem cu această idee. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cătălin Predoiu, candidatul PNL la primăria capitalei, a fost în studioul RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim mâine la ora 9:20 cu un nou invitat al dimineții la RFI. Numai bine!